Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, Tamara! Bună dimineața tuturor! Elena, îți mulțumesc că ne întâlnim și astăzi pentru a realiza împreună o nouă sesiune investigativă. Numele meu este Tamara Pătrunjel și sunt hipnooperator extern al metodei Grifasi, student al Academiei Calogero Grifasi și mulțumesc încă o dată suportului Telepa și colegei mele, Elena, că ne întâlnim astăzi să realizăm împreună o nouă sesiune investigativă. Suntem la ciclul investigativ 188, primul protocol, un protocol mix, deoarece este împărțit pe două părți. Prima parte este dedicată întrebărilor fixe, unde nu se intervine, iar a doua parte este dedicată părții explorative, libere, unde se vor investiga mai mult informațiile date de Elena ieșite în prima parte. După cum bine știți, Elena nu cunoaște subiectul sesiunii de astăzi și oricine dorește informații despre o sesiune personală mă poate contacta trimițând un e-mail. Veți găsi toate referințele mele în partea de text dedicată acestui videoclip. Elena, dacă ai să-mi spui ceva înainte să te induc în hipnoză? Nu. Ok. Foarte bine. Ne pregătim atunci. Da. Te pregătești. Facem 3 respirații profunde. În timp ce corpul tău începe să se relaxeze ușor, voi începe să număr descrescător de la 5 la 1. Și cu fiecare număr te vei relaxa tot mai mult. 5. 5. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirație a ta. Și simți corpul tău îngreunându-se tot mai mult. Cu fiecare cuvânt al meu. Patru. Acum mintea ta începe să se facă din ce în ce mai puțin prezentă. Trei. Ești relaxată. Și corpul tău devine din ce în ce mai greu. Simți o senzație de greutate în corpul tău, cum se accentuează. Din acest moment, orice zgomot sau mișcare din jurul tău te va relaxa tot mai mult, scufundându-te greu, profund. 3. Respiră profund. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi la sistemul de chat de inteligență artificială GPT. Și îmi spui care este primul lucru pe care îl percepi sau îl vizualizezi. 1, 2, 3.
Văd un sistem de operare, un computer, în care se tot derulează algoritmii din sistem. Înseamnă, din ce vine cuvântul urmărire, interceptare, decriptare. Cam asta văd. Foarte bine. Mai mi-a venit cuvântul Basic Institutional Follower. În spatele a ceea ce mi-ai spus tu este cumva, nu este public ceea ce o percep acum. Foarte bine. Cine sunt toți protagoniștii acestei tehnologii? Compară planurile fizic și metafizic și spune-mi ce captezi. Douăzeci de reptilieni corpuri umane. Te simți bine, Elena? Da, da, da. Doar că sunt în camera asta și unde sunt ei? Ridică-te mai sus, fii observator. Simți nevoia de o protecție? Nu. Ok. Sunt foarte multe unde. Wi-Fi, știi? Trec prin camera asta și bruiază cumva. Ok. Adică orice aparatură care ar vrea să intercepteze aici, nu ai cum. Asta am văzut. Dar arată ca noi, umani. Acum compară planurile fizic și metafizic. Percep control, cuvântul, subminare de autoritate în teren. Eu citesc aici ceva. Dispozitiv pentru, spune, mental health, dar este cu ghilimele, adică un fel de interconectare umană pe mental. Din ce observ, extragere de energie mentală. Care se în planul metafizic este folosită ca, îmi vine, baterie de consum, adică ca o energie, încarcă baterie, tot ca un combustibil. Văd niște cilindri foarte mari în metafizic, în care toată energia aceasta mentală care se extrage, se depozitează, încarcă acei cilindri, seamănă exact cu niște baterii, exact cu aceiași poli plus și minus, din aceste baterii pornești niște fire. Elena, ridică-te, ești de acolo. Păi e sub pământ, de-aia este aerul foarte greu respirabil. Ok, la 3 al meu vei putea respira. Tot ceea ce te deranjează acolo va pleca din jurul tău. 1, 2, 3. Și te vei simți eliberată. Și vei putea respira.
te vei putea concentra. Bruiază foarte tare, știi, tot ce au ei aici ca tehnologie. Ok, încă o dată la 3. Nu mă deranjează nimic acum. Nu, doar să redau că se bruiază foarte tare. Orice formă de interceptare umană. Ei s-au referit la tehnologie, nu și la noi ca și telepați. La asta au făcut. Datorită, vezi și unde este localizat și, nu știu, observ prea multe, văd deasupra pe pământ, sunt foarte mulți stâlpi cu fire, știi, stâlpi? Da. Și foarte multă electricitate, iar de desubt parcă totul este, aerul zici că este static, cu foarte multe unde și densitatea asta energetică este greoaie. Nu mă deranjează, doar că vezi, simți greutatea energiei. Am înțeles. Ei, oricum pe ei nu-i deranjează că sunt doar cu corpul ăsta, nu au nicio problemă. Sunt persoane, sunt mulți bărbați care lucrează aici la această computere. Supraveghează, redirecționează. Conexiunile se fac de la aceste bobine și cu sateliți. Deci, pentru urmărirea prin satelit a tuturor device-urilor, știi, pe care se operează, urmărirea în prealabil observ pe companii mari, care de acolo extrag ei cea mai multă energie. Vezi, văd companii în care se lucrează, toată lumea este conectată la un computer în care toți lucrează și așa cum se extrage multă energie, unde este un volum mare de muncă, știi, da, cu mintea. Și se colectează în aceste baterii. Este o formă de energie care pe ei ajută la propulsia unei nave, din ce pot observa, că așa o folosesc. Se ridică apoi, se ia bateria respectivă după ce este supraîncărcată. Și se aduce alta. Și ei o folosesc pentru propulsia unei nave. Este suficientă o baterie, dar sunt foarte mari, ca niște bombine uriașe, să da, zic. Da, da. Nu e ceva minuscul. Da. Foarte bine. Trecem mai departe, Elena. Deconectează-te de acolo. Caută care este scopul unei astfel de tehnologii. Dar am expus, da. Da, expus în mare parte. Deci, din punct de vedere fizico-chimic, energia, deci, care se propagă într-o activitate neuronală. În momentul când o persoană umană este focusată pe ceva, să spunem, pe locul de muncă, ce are de făcut și este conectată la ce face el acolo, la locul de muncă, în calculator, activitatea cerebrală este intensă și este toată într-un singur punct. Se observă la nivel neuronal foarte multă electricitate, știi, între neuroni și multă activitate, este o viteză mult mai intensă. Ei observ ca și o rețea din exterior pe tot ce înseamnă, dar nu se focusează pe persoane, pe mici. Tot înseamnă companii mari. Așa,
De aici extrag volum mare de energie. Nu pe no-name, persoană fizică de acasă care să-și se joacă. Nu, nu interesează, pentru că ei au nevoie de rapiditate și încărcătură mai mare, volum mai mare de energie. Și observ ca și o rețea în planul metafizic, în care văd ca și fire, știi, pe glob, zici așa. Dar sunt puncte și puncte energetice, cum să spun, unde sunt ei amplasați, în care ei sustrag aceste energii și au în subteran aceste baze. Sunt puse strategic. Da. Deci, știi, acum observ de ce este. Aici, de exemplu, unde m-am mai reconectat încă o dată, suntem și... Observă apă, o mare, apă multă, știi? Deci nu la cea unde vedeam și stâlpii, în altă parte sunt acum. Noi suntem undeva sub nivelul mării. Aici parcă este mai... Undele acelea nu mai trec așa, mai sunt atât de pregnante ca intensitate, datorită apei. Am înțeles. Foarte bine. Mergem mai departe, Elena. Observă interacțiunea chatului, ChatGPT, și partea subliminală a persoanei care îl folosește și spune ce captezi la 3. 1, 2, 3. Tot energie mentală. Un fel de dependență care se creează în momentul când o parte subliminală accesează un chat. În câteva secunde, pot să spun, apare senzația de bine care se instalează în corpul mental al persoanei, și sub acest senzație se instalează automat, că așa este programat chatul respectiv, de dependență. Programe, acei algoritmi care am văzut eu, sunt și unii dintre ei pe crearea dependenței, de care se lucrează foarte bine nu pe partea conștientă a unui om, ci pe subconștient. Acolo să se instaleze direct acest program de dependență, pentru că îi creează o stare de bine. Acea stare de bine în creier poate să producă un fel de excitare nervoasă, dar nu mă refer la agitație psihomotorie, ci s-ar ridica un fel de, un pic ridică adrenalina în corpul fizic, dar este o stare de relaxare a corpului fizic, de detașare de realitatea în care trăiește și conectare totală, deci are rolul de a fi focus într-un singur punct. Observ în momentul conectării ca un fascicul foarte mic de lumină care acționează fix pe al treilea oi, cum spunem noi. Și acel fascicul, fiind foton de lumină, este informat. Acel program care e ca o inducție subtilă, știi? Acționează asupra creierului, dându-i această stare de relaxare, întâi în corpul fizic care se propagă, și apoi o stare de bine și apoi starea de dependență. Asta are acțiunea pentru o parte subliminală. Așa acționează. Am înțeles. Foarte bine. Acum observă interacțiunea dintre chatul
ChatGPT și câmpul energetic al unei ființe umane și câmpurile ei, respectiv mental, emoțional și sexual. Mental, observ câmpul mental, care poate era în expansiune, pot să spun, un pic dilatat pe lângă corpul fizic. În acel moment de conectare se restrânge și activitatea în corpul mental încetinește, orice altă formă de gând sau de ce mai are persoana respectivă, programe în derulare, se stopează, stă pe, devin inerte în momentul acela și se proiectează pe acest, știi, atenția se duce în momentul conectării pe chat, știi, totul este acolo. Asta din punct de vedere mental, în corpul mental, ți-am zis, restul, ce activitate are persoana respectivă, este stop. Da. Bun, din, știi, cu ghilimele de rigoare, norocul este ca idee, dar așa că datorită corpului emoțional, adică partea subliminală, îl face să totuși să se deconecteze, știi, să-și revină la realitate și să mai iasă din interacțiunea aceasta cu conectarea cu chatul respectiv, dar totuși acționează și pe plan emoțional, pentru că datorită programelor existente de stare de bine, de te simți relaxat, te simți tu, vezi că sunt, totul este într-un program, îți acționează un, să spunem, un procent de 10% și pe corpul emoțional. De aici vine de, și dependența aceea, odată din mental și odată din emoțional, pentru că îți dă starea aia, îmi doresc înapoi să simt aceleași lucruri. Chiar dacă pe chatul respectiv doar conversezi cu cineva sau trimiți ceva, îți creează în jurul tău o altă realitate decât cea din realitatea trăită. Este o realitate virtuală în care tu percepi totul, că ești important, că ești tu acolo și starea de bine și de relaxare. Corpul sexual nu are nicio treabă aici, depinde ce accesezi în chatul respectiv. Depinde. Dar nu se extrage energie sexuală, asta am vrut să specific. Ok. Nu, se extrage energie mentală, dar se acționează și pe emoțional, ca să creezi anumite stări, ca tu să tot timpul să te reîntorci în același punct. E un program mare, macro, de dependență. Ok. Observă toate consecințele pe care utilizatorul acestei tehnologii le are de-a lungul timpului. La 3. 1, 2, 3. Îmi vine înapoi același cuvânt, dependența de tehnologie. Dacă ne ducem cu ani în urmă, dacă ai întreba acum sau în prezent o persoană dacă mai poate să se deconecteze, să trăiască fără device, majoritatea, nu spun toată lumea, ar spune că nu. Majoritatea. Dar nu specifică. Focusul mare pe extragere de energie, preponderența este pe urban, nu pe rural, pentru că acolo este acolo cea mai mare pondere de energie mentală și de utilizare în
a unui device și de conectare într-un chat sau orice ține de asta. Bine. Da, acest mi-a apărut din în fața acest cuvânt meta, care are treabă cu mentalul. Dependența, asta este. Dependența, da. Cu privire la ceea ce ai perceput până acum, există diferențe dacă ChatGPT-ul este utilizat de către un copil, un adult sau o persoană mai în vârstă? Da, nu sau doar parțial? Există diferențe, da, raportat la vârstă. Da. Acum, următoarea întrebare, care este legată tot de punctul acesta. Dacă da sau doar parțial, care sunt consecințele utilizării chatului ChatGPT asupra copiilor? Se instalează mult mai ușor un program de dependență și pot interfera, pot să spun, mai ușor. Datorită de ce se petrece activitatea neuronală în creierul unui copil, el este în formare, în tot timpul căutare și curiozitate, nu știe nimic și este mult mai ușor de manevrat, manipulat și instalat programe, pentru că și au loc. Creierul unui copil este ca și cum este nou, știi? Ca un server care nu are instalate multe programe. Și atunci pentru ei este mult mai ușor și îi pot interfera, îmi vine cuvântul, intercepta mult mai ușor. Comparativ, fac comparația nu cu un adult, ci cu un bătrân, un vârstnic, care acolo există o lentoare în activitatea cerebrală și energia care se propagă este slabă, mai puțin intensă, comparativ cu cea de la copii. Vorbim de viteza cu care se propagă energia în timpul conectării. Încarcă mai ușor o baterie cu de la 20 de copii decât de la 100 de vârstnici. Mai rapid. Da. Acum ai răspuns și la următoarea întrebare. Știi dacă da sau doar parțial, care sunt consecințele utilizării chat-ului ChatGPT asupra persoanelor în vârstă? Da. Da. Nu prea interesează persoanele în vârstă. Da, am înțeles. Bun. Acum, hai să rămânem aici pe copii. Ai spus că asupra copiilor este mai ușor pentru că se instalează mai ușor programe de dependență și este mai ușor de interferat, de interceptat și de instalat programe. Acum observă un copil, să spunem, adolescent, care utilizează acest chat, Elena. Și observă din momentul în care se conectează pe acest chat, cum reacționează corpul lui mental și emoțional. Ai spus că corpul sexual nu prea intră în această discuție. Observă aici ce se întâmplă cu corpurile mental și emoțional al acestui copil. Corpul mental observ ca și cum se strânge brusc și se condensează într-un singur punct. E fix într-un singur punct. Observ încă o dată
momentul conectării, acel fascicol de lumină care vine și acționează pe chakra 6 a corpului fizic și are rolul fix de a, exact ce spun, că se strânge corpul mental, se condensează într-un singur punct. Deci dintr-o dată care l-ai vedea ca o formă de energie, se strânge. Uite, așa se face. Da. Se absorbe, practic. Nu are cum să-l absorbă prin asta, dar așa îți dă senzația că îl absorbe. Iar seamănă un pic și corpul emoțional că s-ar strânge, deci se strânge și el, are și el o activitate de comprimare, dar nu la nivelul corpului mental, adică foarte mult. Nu mai este, e ca și cum îl observi pe la jumătatea corpului, așa, din cât ar fi pe lângă corp, se strânge până ajunge așa la jumătate. Și este într-o stare de activitate un pic lentă. Energia curge pe încet. Da. Înțelegi? Pentru că fiind constrâns, mai are loc să curgă doar de sus în jos. El fiind în expansiune, când este normal, fără conexiune pe un dispozitiv, corpurile sunt dilatate exact într-o normalitate. Și atunci energia circulă foarte liber. Iar acum, neavând spațiu, curge doar într-un singur sens. Și într-o lentoare, încet. Urcă, coboară, urcă, coboară, dar mult mai încet această energie. Foarte bine. De ce este mai ușor de luat, de extras energie de la copii? Ce se întâmplă cu, să spunem, există o cauză ezoterică sau subliminală a faptului că se conectează atât de ușor la acel chat? Elena, observă. Pentru că un adult, el vine deja cu, are un bagaj informațional și el este conștient că acel device și acea conectare este doar o stare de moment și că el este într-o activitate în viața de zi cu zi, în schimb, deci e conștient de ceea ce face, o face conștient că se conectează sau nu, comparativ cu un copil care el nu are o maturitate, nu are un bagaj informațional din viața de zi cu zi. Și dacă ai observat cum văd eu acum, practic, zici că creierul lui, dreptul capului, ar fi gol, dar nu este gol. Da. Înțelegi? Și acolo este mult mai ușor. El nu are altceva instalat, programe de alte lucruri, cum are un adult, responsabilități sau etc. El nu. Acolo este un spațiu în care gol, care se poate instala mult mai ușor programul de dependență și starea aceea de ieșire din realitatea cotidiană. Pentru, din păcate, ce observ eu, un copil care deja este, are o adicție, e conectat total aici. Aici vreau să te întreb, Elena, cum se reușește totuși a se induce aceste programe în corpul mental a unui copil sau a unor persoane adulte? La nivel subliminal, printre aceste tehnologie, energia, care este foton de lumină, este informată. Și ce conține de provoacă această independență?
Păi, repet, ca și la ce am spus mai devreme, în primul rând, primele programe sunt starea de bine, de relaxare a corpului, de, cum mai spune, ieșirea dintr-o realitate, deconectarea de realitatea prezentă din care o trăiește persoana. Este o fugă de realitate și acolo știi că este bine, ești în siguranță, asta ți se creează, ți se induce. Da, dar eu, de exemplu, sper că să mă fac înțeleasă și să nu contaminez informația. Eu încerc să înțeleg. De exemplu, este o persoană care a suferit, hai să spunem, o femeie sau un bărbat care s-au despărțit, da, au terminat o relație și intră pe acest cad. Să spunem că au o emoție mai puțin, cum să spun, corpul emoțional, să spunem că este un pic afectat, să spun, nu vreau să spun lucrul ăsta, datorită faptului că a avut acea despărțire, da, în cuplu, sau acționează pe astfel de emoții sau anumite gânduri pe care le ai, că simți nevoia de a te relaxa, de a evada. De validare? Da, de validare sau ceva. Deci această tehnologie poate detecta ceea ce este în interiorul unei persoane cu parte subliminală? Păi stai să ne înțelegem, că până acum eram la copii, acum am mai dus în altă parte. Da, mă refer că sunt și copii care au nevoie de atenție, să spunem copii care părinților nu au timp de ei. Bun. Și atunci aici... tu singur prin voința ta cauți astfel de lucruri. Nu vine chatul la tine să te conecteze. Da. Tu cauți chatul, te conectezi la chatul respectiv. Nu e la tine. A, că știi că în ziua de azi avem, e atât de ușor să pe un device și să cauți orice. Trăim în era tehnologiei. Dar tu singur, prin propria ta voință, că ce este în interiorul tău și ai nevoie de validare, de fugă de realitate, de o stare emoțională proastă, de căutarea a ceva, te face să cauți acel lucru în tehnologie. Mm-hmm. Da. A, că după aia se creează starea de dependență doar pe partea respectivă ce ai căutat tu. Nu e din exterior, doar că trăim sub o energie a tehnologiei, a undelor, este mult mai ușor să se acționeze pe voința și pe cea interior, dar tot tu cel din interior acționezi și cauți. Și copilul la fel face. Pentru el este o distracție la început. Poate și pentru un adult este o distracție, este o formă de distracție. Distracția ce înseamnă? Deconectarea de la realitatea trăită în prezent. Asta da. Este interceptarea mentalului. O fugă de realitate. Și prin tehnologie ne oferă sau ni se conferă o stare, o distracție. Dar dependența se creează treptat în timp, dar depinde și de la persoană la persoană, de la mental la mental, știi, în funcție de ce îți dorești tu în interior. Dar nu că neapărat dependența, dacă tu nu te accesezi nimic, nu ai cum. Indiferent da. Câte frustrări interioare ai și ce probleme ai. Dacă tu nu accesezi nimic, da, am înțeles. Nu folosești nimic, n-ai cum. Mm-hmm. Ai că te influențează undele radio, undele beta și alte lucruri din exterior, undele de pe suprafața pământului. Dacă tu nu ai un dispozitiv care să te conectezi la ceva, nu ai nicio treabă, nu. Momentul conectării, pentru că tu îți dorești lucrul ăla, tu cauți lucrul ăla. Da. Matrix-ul îți oferă cam ceea ce îți dorești. Da, am înțeles. Dar se urmărește prin acest chat ca cei ce ajung dependenți. Observă în viitor, Elena, cum vor fi cei care sunt dependenți de acest chat, să spunem. Observă-le corpul mental și corpul emoțional.
absorbite într-un sistem. Așa. Și de acolo ce se întâmplă mai departe, fiind absorbite? Există, în momentul când s-a produs și absorția, este o dependență de la nivelul ăla, nu pot trăi fără. Observ interferență, observ extragere de a părții subliminale, divizată, împrăștiată, folosită pe o rețea, exact cum e și implanturi, bineînțeles, într-un corp. Baterie de consum, practic. Tot și ce... corpul fizic a acestor persoane, cum va reacționa în planul fizic? O să spui că acționează pe sistem automat, dar ca un robot, așa, deconectat de realitate, undeva a plecat. Îl percepi din exterior tu și îți dai seama că omul respectiv este doar atât, ambalajul manifestă un pilot automat ce are de făcut, dar în interior partea energetică zici că e rupt de realitate total. Așa se percepe. Am înțeles. Foarte bine. Deconectează-te de aici, Elena. Acum mi-ai răspuns la prima întrebare, că observi un sistem de operare, un computer. Și ți-au mai venit cuvintele urmărire, interceptare, decriptare, basic institutional follower. Nu este public. Aici te rog să dezvolți ceea ce mi-ai spus pe scurt la început, Elena. O instituție de bază, pot să spun, care pentru urmăritori. Traducere motamo. Da. Și nu este publică. Unde este? De ce nu este publică făcută această instituție? Nu e instituția. Sau? Cuvintele nu sunt expuse public, de fapt, ce fac ei. Okay. Ce fac ei în fapt. De fapt. Adică urmăritor, dar te urmăresc. Cam așa s-ar traduce. Noi, cum să zic, follower, acei urmăritori, dar la rândul nostru suntem și noi urmăritori, și noi, dar noi toți într-o luați în la grămadă, suntem urmăriți. Da, normal. Cam asta se traduce. Da, și aici ce se urmărește? Că mi-ai spus în primul rând urmărire, interceptare și decriptare. Decriptare la ce se referă? Decriptare, observ foarte mult. Se referă la serviciile secrete, la acele persoane infiltrate în tot felul de instituții ca să asta spun, detectează, e vorba și de politică aici, nu numai de... Deci are totul un substrat, chiar dacă este acoperit, e un chat, toată lumea conversează, dar totul e un... De desubt mai există un substrat de bază și printre aceștia decriptarea mesajelor, decriptarea informației. Exact cum fac eu, mai sunt persoane din multe puncte, vorba naționalități, care activează în serviciile secrete, sub acoperire, care asta fac. Se decriptează informația în momentul transcrierii pe chat, știi? Că poate fi codificată și ei fac același lucru ca mine și eu decriptez ceva acum. Da, am înțeles. Și atunci este mai ușor să detectezi pe cineva care transmite codificat o informație. Și totuși, Elena, de ce atât, ce informație îți vine?
observă la modul de ce atâta urmărire, interceptare și decriptare până și a serviciilor secrete pe niște chaturi. Ce se urmărește de fapt, în afară să spunem cuvântul ăsta, terorism, hai, de fapt ce se urmărește? Orice, aș spune, mizerie care poate fi folosită împotriva ta. Uh-huh. Orice. E mai ușor. Trăind într-o era tehnologie, e mult mai ușor. Omul, în momentul când el este conectat la un dispozitiv, scrie, el este relaxat, da. Se simte că în siguranță, că pe el nu-l vede nimeni, acolo simte că poate să spună orice. Și atunci, orice acel ca, poate fi folosit ca informație. Informația, de fapt, reprezintă o armă, poți să spui, în mâna altcuiva. Și atunci îl folosești împotriva ta. Și mai ușor, poți să scrii acolo orice, că tu, de fapt, te simți în siguranță că nu ești văzut. Ești... Și asta îți conferă starea de relaxare. Da, dar aici la ce te referi, Elena? Că nu știu acum dacă cineva ar vorbi pe un chat că el a făcut o crimă, să spunem, da? Dar nu vorbim de crime. Păi nu, păi asta e, la asta mă refer. Dă un exemplu. Da, vorbim de pornografie, da. Ah, ok. Și atunci, în momentul acela, ce se întâmplă mai târziu? Da, poate fi, dacă tu ești o persoană publică, poate fi folosit mai târziu împotriva ta. Ah, în caz de se caută sau, da, am înțeles. Da, acum totul se stochează. Am înțeles. Aici vorbim cu funcții înalte, nu mai... Nu persoană inter... publică, persoană, da, nu vorbim de funcții neapărat înalte. Poți fi persoană publică. Da. Da, aici, da, exact, persoană publică, dar nu fizică, o persoană simplă, mă refer, care da, să o... Sau sub, de exemplu, la decriptare, da? Sub cuvintele alea, sunt anumite cuvinte cheie care ei le scriu și poate au o conotație sexuală care ei scriu pe un chat între ei și, de fapt, se știe de dinainte fiecare cuvânt ce semnifică. Am înțeles. Și atunci vine unul și decriptează. E ușor. Adică pentru ei este mult mai ușor în prezent cu tehnologia decât cum era în trecut, fără tehnologie. Da. Asta este și ideea de bază, să prinzi mai ușor pe altcineva, să spun. E mult mai ușor pentru ea, mai facil totul. Da, am înțeles. Foarte bine. Mi-ai spus că protagoniștii acestei tehnologii sunt 20 de reptilieni în corpuri umane. Și acum întrebarea mea este, Elena, acești 20 de reptilieni în corpuri umane, cu cine de pe Terra mai colaborează? Acei 20 care i-am perceput, eu eram în baza aceea unde intrasem. Așa. Că nu sunt ei conducătorii planetei, vorba aia. Da. Dar cu colaborează. Doar acești 20 se regăsesc în baza asta. Dar ei, în fiecare bază din colțurile lumii, pe unde îi găsești, sunt în grupări care se ocupă fix pe problema respectivă. Deci eu am intrat, am descris fix doar ce am văzut acolo, dar dacă mă duc în Irak, dacă mă duc în Arabia Saudită, dacă mă duc în Polonia și toate țările care le expun au lucrurile astea, voi regăsi iarăși grupări de care îi găsesc în baze și fac același lucru. Da, și toți sunt reptilieni sau mai sunt și alte specii sau rase? Preponderența asta este. Da? Ok. Ei colaborează și cu umani? Sau doar ei ca păi și... Atâta timp cât sunt în corpul umane, ne raportăm doar la umani. Adică, este pe Terra, ei au corpuri umane. Ei sunt înțeleg. În corpul uman. Atunci, normal, colaborarea este interumană. Tu poate faci o referire la, cu alte părți subliminale dacă există. Da, la asta mă refer. Dacă în sfera de control, ca să zicem, interacțiunea dintre aceste grupări, care este un fel de serviciu, da? Care colaborează cu partea politică, cu cei care dețin, care au pus bazele acestor mari
companii, internet, tot, da? Ei toți colaborează între ei, da, toți au formă umană. Dacă căutăm părți subliminale, mai avem de căutat. Mai, da, ok. Aici fiind pe Terra, da? Dar în planul metafizic, cine este conducătorul, să spun așa, acestei rețele? Nu este nimeni? Nu este un singur lider. Pentru că reptilienii nu acționează pe un lider, ei acționează în grupări. Am înțeles. Și doar reptilienii fac ca specie, ca rasă, parte din această... Din aceste grupări? Da, da. Sau în metafizic mai sunt și alți aliați, ca să zic, cu ei. Cei care dețin această tehnologie și care lucrează în aceste corpuri umane, în bazele care le-am perceput, sunt majoritar, asta observ, reptilieni. Okay. Dacă tu vrei să afli o altfel de colaborare cu altfel de specii de entități, nu prea, pentru că e vorba de extragerea de energie și automat ei o vor pentru ei, nu pentru alte entități. Nu ori dă decât e un fel de schimb dacă vrei să colaborezi cu ei, vorbind de alte specii de entități, și tu vrei să cumperi de la ei. Practic este un troc. Am înțeles. Dacă vrei să cumperi, dar nu e o colaborare mutuală sau cum o vrei să... Da, da, da. Mi-ai spus că din această tehnologie ei au format niște cilindri foarte mari unde se depozitează energia extrasă a corpului mental de la toți cei care se conectează. Și acum, și ai spus că o duce pe o navă, da? Ți-am dat un exemplu. Da. Ei, ajută atunci, la... Ajută ca și combustibil, la propulsare. Propulsare. La ce altceva? Doar la acea navă sau și la alte mecanisme, lucruri de-a lor pe care îi privesc pe ei? La ce mai folosesc corpul mental? Cu ce îi ajută pe ei? Decrecarea a noi... observ fluxuri de energie, cum ai vedea-o din exterior în metafizic, conștiință colectivă. Ok. Dar asta nu este așa condensată, cum să spun. Le dă drumul, cum să spun, în atmosferă, să spunem, în spațiu metafizic, dar deja este preprogramată de ei cu alte informații, pentru că odată energia asta mentală care este extrasă dintr-un cumul mare de atunci când este un volum mare de muncă, ea trece din cilindrul respectiv, există niște filtre, e filtrată, adică separă cumva, ar spune ei, rezidurile de gânduri ce a avut fiecare, știi, le filtrează, se observă o energie curată, care în mare proporție o folosesc pentru ca baterie pentru propulsarea unei nave de la sol. Așa. Și apoi pe lângă alte elemente ca să propage energia și apoi mai degajează, să spun, în să spunem cuvântul, o atmosferă, da? În realitatea noastră. Aceste forme care le observ eu de energie e un pic mai rarefiată, dar totuși pot să spun și condensată în același timp, deja informată, conectare la o conștiință colectivă, da? Și cu anumite, cum să zic, iarăși scopul este de dependență, de reconectare. Pentru că sunt corpuri umane sau părți subliminale care unii se conectează sau alții se deconectează, știi? E o fluctuație. Da. Iar ei trebuie să vor să mențină constant ciclul ăsta de a te reconecta. Și cum reacționează corpul mental a acestor persoane sau a unei persoane care primește această energie a corpului mental reprogramată și
Păi nu, ea este programată, să spunem, ea este propulsată în atmosferă, da? În Așa, spațiu da. Teristun. Tu recunoști... Sau când ajunge în contact cu o persoană cu parte subliminală, corpul mental al acelei persoane, cum reacționează? Descarcă ca un fel de programare de acolo. În momentul conectării, ca să se înțeleagă mai bine ideea cum funcționează corpul mental, este ca un computer, da? Da. El descarcă, are plin de programe. Și atunci el când se conectează, își downloadează anumite programe de acolo, exact. Sau dacă nu se downloadează, cum, să vorbim de, se formează un sistem. Că vorbim sistem de credințe, de tipare, de comportamental, de gândire, de se pot, asta înseamnă iarăși o interferență. Sau poate tu în interiorul tău, că ai o parte subliminală, simți un lucru că nu ești tu și tu de fapt ești conectat la o genul ăsta de energie. Dar Da. Este, cum să zic, e un du-te vino, un flux, un circuit continuu. Vorbim de persoanele care au parte subliminală. Da. Nu de ceilalți. Dar, de exemplu, să spunem că este o persoană, Elena, ca să înțeleg și eu mai bine și toată lumea, care nu utilizează tehnologia atât, doar cât este necesar să spui, trimiți un mesaj, dai un telefon sau, mă rog, în fine, da? Nu este dependentă. Și deodată, na, când se propulsează această energie, cum ai spus tu, formată ca o conștiință colectivă, dar se propulsează, poate afecta, poate ajunge acea persoană cu parte subliminală dependentă, chiar dacă ea nu este? Poate fi programată? Adică poate accesa... O amprentă zi se poate, să spunem, amprenta, adică poate de downloada câteva programe, să spunem, ca idee în corpul mental, dar nefiind ea, deci în interior, dacă partea subliminală este toată, da? Da. Și ea neavând o stare de dependență de tehnologie, vorbim de persoane de Da. la domeniul rural care nu au timp de a sta conectat pe un telefon sau orice device, atunci mai greuț. Pe de-aia am spus mai devreme că ideea este pe mediul urban. Urban, da. Nu pe... Știi, da. Tu vorbești dacă se poate crea o stare de dependență ușoară, da. Da. Ușoară, da. Dar nu la nivelul da. Expus mai devreme. Și mi-ai spus că sunt totuși persoane care ajung să se deconecteze de această dependență de tehnologie. Cum reușesc, Elena, aceste persoane? Nu de dependență de tehnologie. Mai sunt și acestea, dar mai ușor. Da. Sunt, dar în momentul unei conștientizări că îi fac rău sau că vrea să trăiască fără tehnologie, știi? Este vorba tot de ce dorește partea subliminală din interior. Și atunci vine voința ta, dar refuză tot, pleacă, se deconectează, pleacă din urban, se duce undeva la țară, să spunem, în alt spațiu și nu are niciun telefon, nu are niciun computer, nu are decât, poate nu are nici televizor. Și atunci, da, dar ține de tine din interiorul tău ca parte subliminală, care să zicem că până atunci ai trăit în oraș și conectat și dintr-o dată simți că nu mai poți, că te copleșezi toate. Pentru că, iarăși, ține de tine, de da, modul aici de vreau să te întreb, o persoană care face o detoxifiere, să spunem așa, de da. Tehnologie, da? Cum îi reacționează corpurile energetice în acel moment? În momentul când s-a deconectat de tot, da. Simte o eliberare totală și o stare de exact de libertate. Nu mai simte constrângerea, senzația de constrângere, de strângere. Vezi, corpul mental și a forma lui normală, atât și corpul emoțional, exact apare de la starea de dependență la starea de libertate, la independență. Asta se manifestă. Ce se produce în această persoană cu parte subliminală în momentul în care alege să se deconecteze? Ce provoacă în interiorul său această deconectare? Liniște.
Era, poate până atunci era agitație, uh-huh, și ea caută, se produce liniștea. Uh-huh. O liniște interioară și dorința vine pe de regăsire de sine. Aha. Reconectarea cu tine însuți ca parte subliminală. Am înțeles foarte bine. Foarte frumos. Elena, mi-ai spus că la un moment dat ai observat ca o rețea deasupra terei cu niște unde tehnologice. Aici observ această rețea. Ce se întâmplă cu energia? Ți-aș pune întrebarea mai bine formulată, dar nu aș vrea să contaminez. Ce așa observ? Se observă din exterior, ca și cum așa. Sunt rețea, dar de fapt sunt rețele. Sunt rețele și... Așa apar ca niște fire energetice. Da. Dar sunt, nu e o singură rețea, sunt mai multe rețele, da? Așa se percepe și ca să pot să transcriu, să transmit, pardon, informația, să o descriu, mm-hmm, asta este cuvântul ca să pot să se înțeleagă. Apare ca o rețea. Ce se întâmplă cu energia? Cu energia, asta vreau să te întreb. Alimentează sistemul acesta de control al matrixului, pot să spun. Are și asta un procent în menținerea matrixului ca sistem, cum să zic, de energie și crearea unei stări de iluzorii. Mm-hmm. Elena, ce hrănește cel mai mult? Sau cu ce se hrănește acea energie a matrixului? Nu pot să spui hrănit, pentru că este... Nu, s-au susținut, este mai bine artificial, spus. Aici tot. Da, e artificial, între ghilimele hrănit. Susținută energia matrixului. Cu ce este cel mai mult? Ce se extrage? Nu e ceva fix. Ok. Se pot extrage din toate stările. Mhm. Atât emoționale, da? Mai mult emoționale, ca ai de noi, ca și o susținere, să spui tu așa. Da, da. Lipsa de menținerea stării de inconștiență, pot să spun. Da. Vreau să te întreb, Elena, ca să nu contaminez, observi o dinamică, adică o... Mișcare, da. O mișcare dinamică, da, du-te, vino, ceva ce pleacă de la ei, se întoarce spre noi, ce pleacă de la ei, de la noi spre ei, dacă înțelegi cum vreau să... exprim, să pun problema. Cuvântul vine de starea care se propulsează asupra umanilor, de, cum să spun, a nu fi, de asta, nu știu să exprim, pentru că văd energia, dar pe să o traduc. Iarăși vine cuvântul, starea de inconștiență, de a nu avea o conștientizare, că asta se dorește, de a fi de a menține deconectarea de partea subliminală, de a nu te putea tu conecta la interiorul tău, de a te menține într-o stare de conectare în exterior. Vorbim de nivelul de conștiință. Cam asta văd informația și energia care se propagă asupra mentalului colectiv pe toată Terra. Ai zis de Matrix aici. Da, da, da. Care ei creează un fel de preprogramare a umanului că el este condus de către altcineva și aici el trebuie să dea energia în exterior. Mm-hmm. Să mențină întreruperea asta între tu cu tine. Da, da, da. Să mențină întreruperea. Bun. Acum vreau să te mai întreb de ce...
De stâlpii care sunt foarte mulți cu electricitate. Care ai zis că i-ai văzut pe Terra, care se conectează la această... Bine, în momentul acela unde eram acolo, baza aceea era în Alabama, eram și deasupra, deasupra erau foarte mulți stâlpi din, poți să spui, telefon. Da. Cam asta vedeam și vedeam toate undele acelea, pe și cam asta pentru... Pe ce? Și firele acelea sunt doar conductori de energie. Pentru că orice dispozitiv este, are o formă, o fizicitate și atunci se conectează printr-un sistem de Wi-Fi la un, să spunem, un stâlp de gen. Ce pe stâlpul respectiv ce are? Vorbim de partea atât electrică, cât și partea de telecomunicații. Și vorbim de acele microchipuri care se instalează în cutiile, acelea care le vedem pe stâlpuri. Acolo, pe stâlpul respectiv, vedem o cutiuță și din cutiuța aceea vedem multe fire. Firele acelea sunt conductori de energie prin căștim din partea fizică. Da. Orice device are nevoie să se conecteze la și... Cum se duce informația pe Terra? Prin aceste fire conductoare. Fire, da, exact. Elena, observă aceste unde de la cei stâlpi afectează și regnul animal, natura, vegetația? Un fel de poluare fonică, vine cuvântul energetică. Și ce se întâmplă cu ele? De exemplu, cu animalele care trăiesc în preajma acestor unde? Prea puține animale. Ok. Prea puține, dar dacă mă raportez la câini și pisici, da. Ca să vezi, ele interceptează ușor undele, dar ei au o capacitate de deconectare automată, nu e ca umanul. Ok, nu le provoacă ceva, adică știu să se apere, să se deconecteze. N-ai să vezi într-un câmp cu asemenea intensitate de electricitate, unde vedem foarte mulți stâlpi în care se aude pur și simplu dacă e liniște cum bâzie energia respectivă, nu să vezi nici animale acolo. Da, înțeles. Dar vegetația? Nu este, adică nu este, dar este, dar nu afectează atât de mult. Ok. Nu. Bun. Trecem mai departe. Aici îmi spuneai la un moment dat și despre persoanele care lucrează la companii foarte mari. Și sunt conectate la locul de muncă, la computer. Observ aceste persoane, Elena, pentru că am văzut cazuri de persoane care au apărut la televizor, care au spus că au lucrat în companii foarte mari, erau foarte bine plătiți, dar la un moment dat au conștientizat că trebuie să se rupă de acel loc de muncă pentru că nu se mai simțeau ei sau unii din ei se îmbolnăveau. Observă o persoană care, să spunem, s-a angajat într-o companie sănătos din toate punctele de vedere și observă pe parcursul anilor, să spunem a 5 ani, ce se întâmplă lucrând în acea companie cu acea persoană și din punct de vedere, bineînțeles, energetic. Datorită activității acestea mentale, a multor ore care se activează atunci când stai la locul de muncă și toată energia este focusată într-un singur punct, apare o epuizare atât mentală, care apoi se apare și epuizarea fizică. Ceea ce mai poate afecta este nu mai poți, când ieși de la locul de muncă, să te deconectezi de ce este la muncă. Nu mai poți să te detașezi
mental, nici când te duci acasă, nici când... revenim la starea de dependență. Da. Așa, nici când ai o întrunire cu, să zicem, ești cu prietenii, mentalul tău tot timpul este concentrat pe problemele sau ce ai de făcut la locul de muncă. Că pleci în vacanță, tot timpul mentalul tău este conectat ce se întâmplă la locul de muncă. Vorbim de starea aceea și apare epuizarea mentală, epuizarea fizică în timp. Simte persoana un fel de goliciune în interior. Aceasta are de epuizare, asta este. Unii încep la un moment dat să mănânce dulciuri, se îngrașă pentru că este lipsa de energie. Vorbim de partea fizică, da? Ce duce în timp. Apar stări de nervozitate, irascibilitate, pentru că el nu mai e conectat cu el însuși. Nu mai este în armonie cu el însuși, nu mai are contact cu natura, care are un rol important de, în viața și în fizicul uman. Toată ruperea asta, tehnologia are ruperea, are rolul de a te rupe de realitate. Da. De aceea aceste companii se plătesc și foarte bine, atrag persoanele. Banul este o modalitate de a cumpăra. Da. Da, am înțeles. Și acum mergem spre final, Elena, dar mai am o întrebare. Mi-ai spus că, da, această tehnologie este vorba totul despre dependența tehnologică, da? Și ți-a apărut semnul Meta, care este... cum să spun, conectat la mental. Cum observi, descrie acest program Meta și cum se conectează și ce reprezintă? Pentru că știm că este și la WhatsApp, și la Facebook, Instagram, la multe dintre aceste programe sociale, să spun așa, aplicații. Da, e cum ți-ar spune pe față, da, mă, eu, programul meu care l-am creat, conectează mentalul uman. Deci e simplu de, știți, adevărul totdeauna se spune pe față, doar că noi căutăm în altă părți. Și observ un fel de bruiaj care se propagă în corpul mental, de distorsionare. Un fel de, exact începe momentul ăla de fracțiuni de milisecundă în care te rupe de realitate. Ăla e bruiajul. Am înțeles. Adică separă corpul mental de corpul emoțional. Da. Foarte bine. Dar asta în timp, nu dacă ai intrat 10 minute pe Facebook sau Instagram, ai văzut puțin, nu? Depinde de tine, cel din interior, de nivelul tău de conștiință, de cât ești de conștient de toată această tehnologie și dependență. Și cât și automat și ce ai de făcut în viața de zi cu zi. Dacă convingerea ta sau că n-ai ce face și singura modalitate de a-ți petrece timpul este să stai conectat la o tehnologie, cu toate că există 100 sau mai multe modalități de a-ți petrece timpul liber sau un minut de timp liber. Iarăși vedem că mentalul totuși, într-un procent mare sau mic, tot este conectat la tehnologie. Tehnologie, exact. Da. Bun, Elena. Acum te deconectezi de la tot, de la tot și de la toate. Observă cum faci acest lucru. Câmpul tău energetic este curat. Nicio informație din această sesiune nu a parazitat.
Începe procesul de ridicare a frecvențelor, iar tu începi să te simți din ce în ce mai bine și simți o stare de bine în întreg corpul tău. Corpul tău devine din ce în ce mai puternic și mai lejer. Tu deja te-ai întors în corpul fizic și simți o stare din ce în ce de bine și mult mai bine și ești revigorată și plină de energie. 3, deschide ochii. Cum ești? Bine. Cum te Bine. simți? Bine. Cum ți s-a părut sesiunea investigativă? Bună. Bună. Bun. Da. Foarte bine. Mulțumesc încă o dată, Elena. Mulțumim tuturor și pe curând. La revedere! La revedere! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte
a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio, Caio, Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi investigazione in ipnosi? Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide,
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia. O se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo. E che più ne ha, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle. E anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una precisione
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia. ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe? E quante informazioni da filtrare? Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte, rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto, una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.